Județul Vâlcea va fi scos de pe harta unităților administrativ-teritoriale afectate de pesta porcină africană. Conducerea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea a precizat că cele două focare de pestă porcină africană apărute în luna iunie, în două gospodării din satele Tătăran și Valea Mare din Băbeni, vor fi stinse în câteva zile. Anunțul a fost făcut de directorul executiv al DSVSA Vâlcea, Mihai Miclea, în cadrul ședinței de lucru a Centrului Local de Combatere a Bolilor Vâlcea, convocată astăzi de prefectul Florian Marin. În data de 1 august se va stinge primul focar de pestă porcină africană din Băbeni, iar pe 10 august cel de-al doilea focar, în care va fi declarată zonă indemnă pe Băbeni. Ce ridicăm înseamnă restricțiile în sensul că ceea ce privește ce ne interesează cel mai mult, livrarea porcilor din complex să poată fi făcută cât de repede posibil. Deci nu mai e nicio problemă. E din ca celelalte locale. Din 10 august, am înțeles. Tu ai explicat mai popular. Adică devine exact ca o zonă curată, fără zona probleme. Indemnă. Păi bine, dumneavoastră indemnă. Se ridică restricțiile privind pesta porcină africană. Am înțeles. Deci va fi județ fără pestă porcină africană la porcul domestic. Restricțiile de un an de zile la porcul. 2 ani de zile la porcul din mediul silvatic. Autoritățile din Vâlcea anunță însă că vor continua controalele pe drumurile publice pentru a preveni transporturile de animale fără documente sau din județe afectate de pesta porcină africană. În plus, pentru a evita răspândirea bolii, DSVSA ar putea institui filtre la intrările în târgurile de animale și fructe. În baza planului de măsuri pentru combaterea pestei porcine, am acționat pe raza localităților Drăgășean, Berbești și Mihăiești împreună cu colegii de la DSVSA. În această perioadă a fost desfășurat un număr de 3 acțiuni, atât ce privește transportul de animale vii și produse de carne, cât și întâlnirile organizate pe raza acestor localități. Cu această ocazie au fost verificate un număr de 35 autovehicule, fiind indicate două transporturi de animale pe raza comunei Mihăiești. În funcție de riscul pe care le evaluăm, adoptăm și punem filtre în târgurile de legume și fructe. O să discutăm, facem o analiză de risc și vedem exact unde trebuie. Deci, concret, nu o să ne aduceți la cunoștință? Da, facem o informare pentru a putea adopta și vedea în funcție de riscul pe care îl avem și analiza pe care o vom face în urma verificării târgurilor de legume și fructe, să vedem de unde vin mașinile, pentru că în județele limitrofe, mă refer la Olt și Dolj, de unde vin cu legume și fructe, evoluează peste porcină. Potrivit ANSVSA, la data de 24 iulie 2019 se înregistrau 416 focare de pestă porcină africană în 140 de localități din 20 de județe. Virusul a fost semnalat inclusiv în gospodării din Olt și Dolj.